Armata ucraineană a reușit să doboare 9 din cele 12 drone Shahid lansate de ruși în mai multe regiuni. Situația de pe front rămâne dificilă, mai ales pe direcțiile Avdiivka și Bahmut, unde se dau lupte grele. În ultimele 24 de ore au avut loc cel puțin 70 de ciocniri militare. Cum armele și munițiile sunt din ce în ce mai puține, ucrainenii își pun imaginația la treabă, astfel că au început să construiască ținte false pentru ruși. În regiunea Sumei, intens atacată în ultimele săptămâni, se construiesc fortificații. Споруди проходили вибухове випробування. Середнім боєзапасом, який зараз використовує ворог. Не самим потужним, але і не найменшим. Тобто не міною і не 120-мм артилерійським стрілом. În regiunea Mykolaiv au fost renovate 87 de adăposturi din școli și grădinițe. Lucrările au fost finanțate de donatori. Pe lângă scopul educațional în siguranță, în aceste locuri se pot refugia și locuitorii din vecinătatea unităților de învățământ. Приміщення воно також оснащене і аварійним освітленням, і вентиляцією. Хочу вам показати, як працює на аварійне освітлення, якщо раптом припинили постачання електроенергії в місті. То ми не залишаємось в темряві. У цього є спеціальні акумулятори, які заряджаються протягом всього часу, поки є світло, а потім вони працюють на нас, коли світла немає. Їх вистачає в середньому на 12 годин. În lupta cu rușii, unitățile de drone rămân cele mai importante în acest moment și de multe ori sunt încărcate cu bombe artizanale. Они очень нужны, чтобы понимали, один дрон это один выстрел. И без них очень необходимо. Мы такие готовы, что и даже 50 и 100 за один день запускать врага. Они нам очень сильно необходимы. В ПВшках, камикадзах мы очень сильно нуждаемся. Într-un interviu pentru Washington Post, președintele Zelensky a avertizat că forțele ucrainene ar putea fi nevoite să se retragă pentru a-și asigura linia frontului și a conserva muniția. E un scenariu care se va aplica dacă Statele Unite nu vor oferi asistența militară necesară.